Am avut o lungă perioadă în care uh, nu înțelegeam muzica de jazz. Am urât tobele, dar n-am urât percuția. Jazzul pentru mine este o formă de libertate și nu un gen de muzică. Examenul cel mai uh, mai bun pentru orice idee care ne păcosesc este spectatorul, este spectacolul. Lui Natalia a apărut această idee de a face o ediție de trei zile a fest festivalului la care am pus această denumire, Etno Jazz. Iată, avem la bord 21 de ediții. Sunt foarte multe lucruri furate din culisele scenei. Prieteni, bine v-am găsit la podcastul nostru Cultura mm. la Frontieră, aici la Europa Liberă. O emisiune în care îi avem ca invitați artiștii, creatorii noștri din Basarabia și din întreg spațiu românesc. Încercăm cu ei să discutăm despre opera lor, dar să deslușim și felul în care viața la frontieră, în cazul unora dintre ei, le-a influențat creația și viziunea artistică. Inventatul nostru de astăzi este Anatol Ștefăneț, un renumit, un faimos violonist, liderul formației de etno-jazz Trigon, iarăși bine cunoscut în Republica Moldova și în toată lumea, nu exagerez deloc când spun, și mă bucur foarte mult, Anatol, că în sfârșit facem acest dialog aici la Europa Liberă. Bine ai venit! Bine v-am găsit și îți mulțumesc de invitație! Cu drag! A fost un eveniment relativ recent, la începutul lunii martie, când o, grupul Trigon a prezentat un nou album sau, eu știu, a făcut un soi de lansare în cadrul Festivalului Mărțișor, de aici, de la Chișinău, în sala cu orgă, s-a petrecut evenimentul, ați lansat un nou album, um, Balcan Flux, dacă mi amintesc bine, și a fost o revelație, pentru că vă duceam dorul, uh, sala a fost plină, aveți foarte mulți fani, foarte mulți cunoscători ai muzicii voastre și uh, a fost o bucurie, cum ziceam. Uh, Spune-mi, te rog, uite, pentru început cum ați gândit acest moment de relansare a trigonului? Hai să pornim de la cuvântul tău cheie, okay, relansare. Uh, cumva nu m-am gândit la aceste lucruri pe parcursul anilor, dar uh, atunci când am uh, scos uh, Albumul al noului, al formației Trigon. Cineva mi-a spus că, uite, Anatol, voi până acum a mers pe o cărare, și cu acest al noului album a pășit pe asfalt, deci pe urbanism, să zicem așa. Deci, cumva, ne-a încurajat această definiție a persoanei. Și acum, un an în urmă, ne-am propus, cred că este o, un lucru benefic pentru noi, ca tot timpul să ne propunem idei care mi-apăr să nu numai mie, dar aici vreau să sublinez acel context care, în care mă aflu, deci colegii, eh, Vale Bogian, Dan Brum, gare Verdochleb, care sunt de fiecare dată în supravegherea gândurilor care mă poposesc și începem de la cel micuț eh, context de, de, idei ca pe urmă să ne plasăm într-un, știu, într-un generic, într-un într roman amplu, că tu, ca scritor, îți dai seama că fiecare roman are câteva capitole și deci capitolele noastre, deci sunt acele piese care vin într-o definiție și acest uh, album care va fi scos, uh, înregistrat și scos în, uh, în posesie ascultătorilor va fi acest Balcan Flux care cumva o să ne placeze pe acea următoare treabă. Fiecare album dacă am înțeles bine, este de fapt într-adevăr un punct de pornire, un impuls pe spirala asta a creativității. Ce am remarcat eu, pentru că eram și eu în sală, am avut privilegiul ăsta, e că am remarcat diversitatea pieselor. E Balkan Flux, gândul ăsta te duce la, eu știu, spațiu ăsta muzical, multietnic, proteic, foarte pestriț al balcanilor și apar într-adevăr în, în piesele pe care le-ați prezentat atunci această diversitate stilistică și mă gândesc că la imaginația de care dați dovadă mereu. Spuneai tu pe scenă că prezentai aceste piese rând pe rând și spuneai că iată de pildă aceasta care urmează este, a venit, a fost inspirația colegului nostru Dan Brumă. Cealaltă vine de la Vale Boghean. Unoar, adică e un soi de proces de creație colectivă, așa, în care colaborați și în care, hai să zic, orgoliile, cred că sunt puse între paranteze și munciți împreună, veniți cu idei și vă completați reciproc. Totalitatea de care îl avem în, în, în spate este un proces foarte nebuios, dar suntem cumva și muzicieni buni, dar și foarte compătimiți la și foarte atenți la cele ce se propune, pentru că cât de genial n-aș fi eu, venind cu o idee, deci partiția de Tobi sau partiția de gitară sau partiția lui Vale, deci nu pot să -o, o pun la la, 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 o, știu, o gândire mai specifică și mai uh, universală decât instrumentistul din, uh, uh, din uh, contextul uh, propriu-zis și atunci mă bazez în, în, toate pe eu știu, cultura, experiența sau muzicalitatea și ai perfecte dreptate că de fiecare dată mi-a plăcut acest gând de a crea în, în împreună, în, echipă. în, în da. echipă și asta dă alte rezultate care Mă bucur pe mine, îi bucură și pe prietenii mei, colegii mei și, până la urmă, îi bucură și pe spectatori. Sper eu. Cu siguranță. Pe, pe, pentru că, de fiecare dată, examenul cel mai mai bun pentru orice idee care ne păposesc este spectatorul, este spectacolul, fie în țară, fie pe și ca să mă includ în acea diversitate de zone balcanice care ai spus, noi geografic suntem la această răscruce dintre est și vest și de fiecare dată am fost influențați cu culturile care treceau pe aici, dar la mine diversitatea știu, să zicem așa, folclorică, este acea Românie mare unde este un spectru foarte larg de zone folclorice, pentru că pentru mine de fiecare dată a fost a, foarte important în eu știu, în ideologia sau genul care îl promovăm filozofia filozofia da, dacă da. doriți. Mm -hmm. În primul rând folclorul, libertatea jazzului că conotația de jazz este prin prisma, să zicem, nu a gen de muzică, dar a gen de libertate pentru că acolo deci, avem iarăși diversitatea armoniilor, instrumentelor care îți propune o libertate și dacă ai gânduri frumoase și bune, poți culege din genul jazzistic această libertate care în compilația foarte atentă cu folclorul, dă un mesaj propriu de exprimare și aceasta este foarte important pentru mine, pentru că am avut în cadrul formațiilor Trigon, am avut foarte mulți in... oameni care au trecut prin formația Trigon, vorbesc și de Sergiu Testimisar și Oleg Boltaga și Alexandru Mursac și Dorel Burlacu, care a venit dintr-o zonă așa ca gen jazzistic foarte complex și foarte bun și de fiecare dată am avut această el a avut această dolianță, doleanță să ne tragă în zona jazzului care de fiecare dată eram acela care eram foarte atent la ceea ce se propune și de fiecare dată am făcut acele în depărtări de la jazz ca gen muzical. Și am avut curajul și insistența să lămuresc că jazzul pentru mine este o formă de libertate și nu un gen de muzică. Cu toate că pe parcursul vieții am ascultat foarte mult jazz de la tradiția propriu-zis Jazzistic, până în jazzul contemporan, actual, cu toată diversitatea care este în, în acest gen de muzică. Da, Anatol, ți-aș propune un pic să ne întoarcem sau să mergem, mai bine zis, spre începuturile tale ca muzician, și la momentul lansării propriu-zise a formației Trigon. Dacă îți amintești, nu știu dacă ai, ai în memoria ta această secvență. Prima dată v-am cunoscut, te-am cunoscut, la o lansare de carte. A fost o, un eveniment inedit la Uniunea Scriitorilor, în sala mare a Uniunii Scriitorilor, cred că era 1992 chiar anul în care uh, s-a format uh, nu cred grupul că nostru? Nu, 92... Uh, sau mai devreme? Uh, mai târziu, pentru mai târziu. că în uh, 92, pe 7 octombrie, a avut loc prima repetiție a formației Trigon. Da, uh, da. Cred că era 93, ceva 93, de genul ăsta. Da, da, era o lansare de carte a lui Andrei Țurcanu. Andrei Țurcanu, Așa este, corect. el mă invitase să fiu moderatorul acelei lansări și uh, scenariul acestei lansări de carte... Mi s-a părut foarte original cu voi acolo, voi punctați în pauze muzicale în momentele în care treceam de, la, treceam de la o carte la alta, de la o idee la alta și știu că a avut un mare succes și m-am gândit, uite, i-am zis atunci la Andrei Țurcanu, zic felicitări, ai avut o idee minunată prin care ai atras și publicul și ai făcut literatura, ai făcut-o mai vandabilă, ai făcut-o mai atrăgătoare, mai seducătoare, chiar prin felul în care ai introdus publicul în universul cărții tale. Da, văd că ți-amintești bine acel moment. Da, 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 țin cu siguranță, a fost prima experiență care cumva l-a punctat și pe Andrei Țurcanu, dar și pe noi, pentru că vezi că în urma acestei colaborări și tu ai fost acela care cumva te-ai apropiat de, de da, noi. Absolut, absolut. Eu, bun, vreau să-ți fac o mărturisire acum. Am avut o lungă perioadă în care nu înțelegeam muzica de jazz. Mi se părea Absurd, o, o aglomerare de, de sunete în dezordonate care nu duceau nicăieri, parcă. Aveam un sentiment la fel de problematic și față de muzica sinfonică. Acolo îmi dădeam seama că sunt mari profunzimi, abisuri adevărate, dar care mă speriau cumva. Nu, eu simțeam că nu am suficientă, nu știu, substanță sufletească sau eu știu, curaj și răbdare de a înțelege acele profunzimi. Treptat însă am ajuns să-mi placă foarte mult ambele genuri de muzică și momentul în care m-am apropiat de jazz și cred că mi s-a deschis cumva uh, secretul, uh, cifrul acestei muzici, s-a întâmplat la Praga în 1999. Eram la un stagiu la Radio Europa Liberă uh, și uh, într-o într sâmbătă un coleg al meu din Lituania m-a invitat la un, la un concert al unei formații americane, Yellow Jackets se numea, și în, la Cerna bar, chiar pe Vaclavski în este pe Bulevardul Central al Pragăi și deodată am realizat cât de frumoasă este, este muzica de jazz. Și uite, în felul ăsta, datorită vouă, deja aceste cunoștințe ale mele cumva s-au solidificat. Mie îmi pare bine că am lăsat și noi niște amprente de culturalizare generală. Am... Uh fost un mare colecționar de muzică academică, clasică și mai încoace, spre anii 80, mi-a apărut uh, uh, muzica lui Schnittke și auzi uh, acele, eu știu, încercări mai de gramă de a înțelege muzica lui Schnitke, pentru că eram undeva plasat în zona asta a clasicismului, romantismului și nu înțelegeam. Deci mai impuneam, unii vedeam în magazinele celea Melodia, unii vedeam muzică contemporană scrisă de Europe. Eduard Artemiev, de, de Schnitke. Pe discuri un... de vinil? Pe discuri de vinil, da, desigur. Le cumpăram, mai impuneam să le ascult, nu înțelegeam. Până când am citit un articol că muzica lui Schnittke, de pildă, deci ca pildă să dau, a fost în primul rând acceptată de matematicieni și fizici. Curios. Da, și în cazul ăsta mi-am pus întrebare. Eu cu experiență de ascultare a muzicii academici, de ce nu înțeleg eu? Până când am ajuns la o interpretare celebră a concertului pentru orchestră simfonică și violă, interpretat de Bașmet, la care am savurat într-adevăr toată frumusețea muzicii care o propunea pe, în acele timpuri de șnitche și asta cumva m-a depășit ca să fiu cu interesat și de acest uh, gen de muzic contemporan care este la un moment dat foarte dificil de acceptat prezență în sele de pictură, în urma literaturii citite, în urma unor exerciții uh, așa de cultură generală uh, îți dă rezultate pentru că în noi, cumva, în genul de a fi sau de a exista pe acest pământ, avem niște găoace foarte comode, și simțindu-ne mod în contextul acesta, suntem destule și nu mai dorim altceva. Autosuficienți. Da, da. da. Și în cazul când <coughs> îți pui întrebarea. Păi stai, în prejurul tău mai sunt și alte lucruri care trebuie să le, cumva, să le... Merită să le cunoști. Să le, le cunoști. Să le înțelegi, și atunci, da. deci, depui un efort și viața apare cu mult mai frumos. Da, cu adevărat. Uite, biografia ta a început ca, să zicem, un violonist obișnuit, hai să zicem așa, dacă îmi permiți acest cuvânt, din ce în ce mai, mai maestru, bineînțeles, în interpretările tale, dar ai început prin a cânta în orchestre populare, de muzică populară. Ai cântat în Lăutarei, așa, ai mai avut și alte prezențe. Uite, întrebarea mea este: cum ai făcut tranziția de la muzica populară, de la folclor, la jazz? Pentru că vorbeam la o emisiune anterioară cu colegul tău, Vale Bogian, a fost și el oaspetele culturii la frontieră și zicea că el de la jazz a mers spre folclor. Nu știu cum a făcut drumul invers. Da, da. eu am urburit, știu. Da, da. Cum, cum s-a întâmplat la tine descoperirea jazzului și împătimirea de jazz? Hai să începem că la vârsta de 12-13 ani tăticul meu m-a luat la anunț cu tobile. Am murit tobile. Pentru că la vârstă de 13 ani, vinerea, sâmbătă și duminică, da. nopți nedormite, deci o, o exact, ființă fragilă care de, de, da. are, are nevoie de somn, de un regim și. Dar, adică am urât tobile, dar n-am urât percuția. Deci, ca să fie foarte bine da, explicat. Da. Care este o paletă foarte interesantă de percusie, care mă urmărește o viață întreagă. Și în momentul când tatăl îmi dădea voie să iau vioara cu mine la nuntă și să fac un program de o oră cu vioara, era o revelație totală a mea, care m-a <coughs> făcut să să iubesc, pentru că aveam așa niște opțiuni mai, mai modeste față de vioară, ca și orice copil în vârstă aceea. De acolo, deci a pornit de la, de la folclor, pentru că și bunelul meu a fost un viorist. suntem o dinastie. Da, cunoscută. suntem o dinastie și el, cumva, când i-am cântat un studiu, și când stă acolo, deci ia uite să eu, o melodie care melodie e bunelele? L-a prins lui Vasile. Deci, și cumva, dar am fost foarte insistent, plasat pe în învățătura academică a viorii, dar am studiat foarte mult folclor. Începând la notorietățile folclorice, Iefta Botoca, Ion Drăgoi, Florea Cioacă, în nopți întregi scoteam melodii de pe bandă de montofon, <coughs> ca să ajung în 78 în orchestra Lăutarii, să trec în orchestra Ansamblului Academiei de Dans Joc, să trec prin orchestra Floeraș și în 92 am avut acea, eu știu, sacrală întâlnire cu Mihail Alperin, care atunci am scos primul meu album de folclor în Franța, la o companie, Buda Records, și acest disc se numea Moldavii Lar de Braci. Uh, o mândrie totală pentru mine, pentru că N-am scos aici acasă, dar uh, în Franța și eu fiind în, în Paris, uh, prietenul meu, Victor Lupan, m-a dus la cel FNAC de pe Champs-Élysées un mare. o uh, mare casă de discuri, și la etajul 3, unde era jazz și folclor, eu eram unicul album din compartimentul Mold Moldova. Dintr-un ținut necunoscut. Moldova. Da. Un ținut ne necunoscut. Uh, și, uite că acest. Uh, album, deci cumva m-a conturat într-o direcție în care trebuie să pășesc o viață întreagă de lăutar, de... Mm -hmm. Și i-am arătat acest disc lui Mihail Alperin, care, el ascultându-l, mi-a spus, păi, îmi place, dar tu nu vrei să cânți jazz? la care am fost foarte categoric, pentru că jazzul nu era o formă de libertate, era uh, uh, noțiune de, de jazz. Și atunci, uh, la Natalia Ștefănesc, i-a spus, nici eu nu i-am dat răspuns, ea a spus că el o să încerce. Și din momentul acela am parcurs un lung drum de... de, 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 de inițiere și inițiere, așa. evident, dar de, de a cunoaște uh, formele de expresie în jazz. Și această formă de expresie cumva uh, m-a uh, îndreptat spre ideea de a-mi face propriul mesaj. Și atunci, uh, propriul mesaj, care e cel mai aproape? Folclorul. Și compilația aceasta dintre folclor și yes. jazz ca formă de libertate mi-a mi conturat ideologia da, da. cu care trebuie să fiu prezent în scena din țară, și nu numai din țară. Așa a apărut etno -gezul în Republica Moldova, se poate spune. Mă rog, poate tu din modestie o să încerci să pui un bemol la această afirmație a mea, dar noi, spectatorii melomanii, așa percepem. Iubitorii de jazz și de muzică populară au găsesc și văd în persoana ta și a grupului Trigon această simbioză foarte armonioasă și fericită dintre tradiția populară și modernitate. Acum mă gândesc la multele ediții ale Festivalului de Etno Jazz de la Chișinău pe care l-ați organizat de-a lungul anilor și am diverse, vin în amintiri diferite momente faine despre care a și scris de altfel prietenul nostru, poetul și criticul muzical Virgil Mihaiu, în revista Contrafort, pe care o avem aici pe masă. Jazzolog. El, jazzolog, așa este, specialist în jazz și cu o rubrică de mulți ani de zile și în revista Steaua de la Cluj și colaborări internaționale. Da, un beat. Absolut. Și mi-am amintit de pilde de, de concertul formației mare, no, mare Nostrum cu celebrii Ian Lundgren, Paolo Fresu și Richard Galeano, acordeonistul da, da, da. Fresu, trompetistul. Adică erau niște episoade în care trăiam... O adevărată transă acolo în sală uh, și ați avut de-a lungul anilor niște uh, profesioniști a scenei deosebiti, din toate colțurile pământului. Sigur, am înțeles că meritul cel mare de organizare a revenit uh, soții tale, Natalia Ștefănesc, regretata Natalia, pe care am cunoscut-o și am prețuit-o și noi foarte mult. Uh, și da, găseați această energie ca la fiecare ediție a, a festivalului să aveți o listă de, de muzicieni, o, o altă listă de muzicieni. Da, și e, era ca un magnet care la sfârșitul lunii septembrie, în fiecare an, atrăgea publicul în, în salele de concerte a avut perfectă dreptate că acest Ethno Festival a fost druid publicului din Chișinău și nu mai din Chișinău, dar și din toată Republica, cam am avut diverse concerte și prin țară, deci în cadrul festivalului. Prima ediție a apărut la cei 10 ani de existența formației Trigon, cumva vrem, vroiam să punctăm această acești 10 ani în 2002, dacă zici 10 da, ani da, 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 uh -huh. da. să punctăm această acești aniversare. 10 ani aniversare uh -huh. Și când ne-am propus lista de prieteni cu care ne-am întâlnit pe diverse scene, dar diverse scene când afirm lucrul ăsta, avem o geografie din Noua Zeelandă până în Canada și din Japonia până în Portugalia. Și atunci, în momentul acesta, lui Natalie a apărut această idee de a face o ediție de trei zile a festivalului, la care am pus această denumire, etno-jazz, și cu dânsa am pornit. Iată, avem la bord 21 de ediții. Cu regret mare, anul trecut n-a -a fost posibil să organizăm a 22 ediții, dar 21 de ediții care le-am avut, de fiecare dată le-am făcut și în pandemie, și cu măști pe față și în spațiul liber. A avut o, o, un impact foarte frumos asupra publicului. Am realizat că am crescut uh, un spectator nou în Chișinău. Uh, am realizat că, pe parcursul anilor, uh, din ce în ce, aveam tot mai mulți și mai mulți spectatori la uh, concertele trigonului cu acest mesaj de Ietno. Uh, este o o care astăzi mă bucură și îmi dă, eu știu, puteri pentru niște idei noi în continuare. Mult mai atât că am cu cine, pentru că cel mai tânăr este Dan Brumu și este într-o perspectivă foarte frumoasă cu toate ocupațiile lui Vale Bogian de concerte și de bandul lui, el este prezent la repetiții și este foarte insistent pentru că el, pentru dânsul este o revelație prezența în formația în trigon. Nu mai vorbesc de Gare Tverdohlep care ar putea să mai lucreze încă în și locuri, dar de fiecare dată când punctez o repetiție, el îi prezint și cu atâta dorință vine la aceste forme de creație și a, a, lucrurile este mă bucur de fiecare dată. și Sunt a, acela om în păcat care, a, cine mi-am propus în viață, am realizat, pentru că a, a, am ținut foarte mult la la acești colegi în toate versiunile care le-am avut pe parcursul la 32 de ani. Am ținut la ei foarte mult. Când vedeam că sunt niște orgole mai pronunțate, mai pronunțate, mai plecam și eu capul, după care, prin alte forme, insistam la ideologie care mi-am mm -hmm. propus-o. Specificul jazzului este că e o, e o muzică, cum spuneai tu, a improvizației și chiar aici mi-am notat un citat din Virgil Mihaiu, muzica de jazz este expresia libertății, e răsfățul improvizației neîngrădite, pentru că nu poți cenzura spontaneitatea, spune Virgil. Și în același timp e un gen de muzică cosmopolită, pentru că aspiră diferite tradiții naționale, muzicale, etnice, foarte diverse pe, pe mapa mond și le toarnă în niște tipare moderne. Și uh, am văzut că și publicul în felul ăsta, iată, la concertele din cadrul festivalului, publicul era la fel cosmopolit. Auziai în sală vorbindu-se toate limbele, uh, eu știu, europene, în orice caz, aici, în Moldova, la Chișinău. Da. Și mă gândeam, zic, dar unde sunt oamenii ăștia? Că nu-i văd așa pe stradă, nu-i văd... Îi găsesc doar acolo, în sala de concert, la festivalurile, la concertele din cadrul no, Eu cred că menții în continuare relații apropiate și strânse cu mulți muzicieni de peste hotare, nu? Fiecare cunoștință lasă niște amprente. Eu am fost încântat de faptul propriu personal, că l-am savurat pe sclavism. Luis Clavis din Franța, Ricard Galeano, Trilo Gurtu, Cumva este un moment benefic pentru spectatorii din Chișinău, dar și cunoștințele acestea personale îți creează o modalitate de a te contura în spațiu nu de aici, din ograda ta, dar pe Internațional, european Pentru că de fiecare dată am <coughs> la orice prezență în cadrul festivalului de jazz din lume, uh, interesul mare era de a te promova. Promova, Nu că de a promova, dar de a, de a te menține într-un mm -hmm. uh, grad de noutate sau uh, într-un grad de prestația artistică, dar uh, sunt foarte multe lucruri furate din culisele scenei unde uh, stăteam la concertele, să zicem, același trilogurt și mă uitam că prima dată l-am cunoscut în Varna, la Varna Summer Festival de Jazz Uh, unii am văzut toată bucătărie, l-am uh, apreciat uh, uh, comportamentul lui de a se prezenta scenă, de a vorbi cu publicul, de. Uh, măiestria interpretativă, nici nu mai vorbesc. Astea sunt niște lucruri care trebuie cumva să le vezi, să le îmbibi, să da. le îmbibi în sine ca să, să, să fii cumva conturant. Evident că nu le copii mult a -mod, dar le, ți le propui ca în caz de câte ele te, te scapă de la, de la, niște, eu știu, Momente de blocaj. Sau... De astea, da, da grele, că scena să, de fiecare dată să propune niște lucruri foarte <coughs> drastici de comportament, în primul rând din emoții. Eu la anii aceștia am ieșit în scena Sălei cu orgă la concertul care a fost tu, cu emoții și stai în că tu ai atâți în scenă. Sunt, sigur, și, o experiență și, imensă. Și și, și, și ai emoții Тараса есть феурецкий, и музыкант, и ранг, какой он El iese de fiecare dată, țineți cont de asta spectatorii, că el iese cu emoții. Da, Anatol, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog aici la Europa Liberă și mm. sper să mai avem întâlniri. În orice caz aștept cu nerăbdare festivalul, o ediție apropiată a festivalului de etno-jazz cu, cu mari artiști, cu, cu mari interpreți și voi, voi, Trigon, o să aveți în continuare multă inspirație pentru noi și noi albume de creație. Hai, uh, am să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, mulțumesc că m-ai invitat la această emisiune. A doilea moment, uh, vreau să mulțumesc colegii mei, Vali Bogian, Dan Brum, uh, Gareth Verduhleb, cu care uh, sunt înconjurat de o atenție, uh, dar asta nu atât contează atenția, cât contează acel mesaj care mi-l propun eu și am acei oameni celebri cu care pot să merg în continuare, să pășesc în continuare. Și eu doresc la toată lumea și la țărișoara noastră să avem acea ascendență în continuare pentru o stabilitate pentru o societate mai frumoasă, mai bună și mai echilibrată. Da, și mai civilizată, să spunem. Da. Mulțumesc mult, Anatol. Prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a podcastului a emisiunii noastre Cultura la Frontieră. Vă invit să mergeți în salele de concerte, să ascultați jazz și alte genuri de muzică, pentru că muzica. Schimbă ceva fundamental în noi, ne face mai buni, ne face mai rafinați, ne, ne face mai empatici unii față de alții. Și nu uitați adevărul la care ținem foarte mult, câtă cultură, atâta libertate. Pe curând!